ca să surprindem câteva momente din tenacitatea, dărzenia cu care au străbătut ca un fir roșu existența domnului Constantin Iulian și acești 20 ceva de ani pe care noi am avut privilegiul să îi primim alături de dânsul. Îi chem aici pe distinșii noștri invitați, pe domnul Octav Joza și pe maestrul Dan Puric. Și domnul Joza. Vreau să anunț în primul rând faptul că doamna Zoie Rădulescu, cu părere de rău, ne-a anunțat că nu va putea astăzi să ajungă din cauza unor motive de sănătate care literalmente au împiedicat-o să vină. Își dorea foarte mult, pentru că și dânsa a făcut parte dintre prietenii domnului Constantin Iulian. Și nu întâmplător am invitat astăzi, alături de doamna Zoie, pe cei doi distinși invitați, pentru că fiecare din dânsii, într-un fel sau altul, l-a cunoscut pe domnul Constantin Iulian și au avut parte de o relație nu doar armonioasă, luminoasă, cum de altfel nici nu puteai să ai o altfel de relație cu un astfel de om înduhovnicit, ci, în mod special, au avut relații roditoare. Bună oară, mi-amintesc de anii aceia în care Federația Română a Foștilor Deținuți Politici, unde domnul Constantin Iulian împărțea conducerea ca președinte cu, la fel de regretatul Gheorghe Jijie, domnul Gheorghe Jijie, care era secretar și, practic, care era sufletul, motorul acelei organizații. Mi-aduc deci aminte de anii când Federația Foștilor Deținuți Politici rămăsese fără sediu, din cauze administrativ-financiare, să zic așa, și o lungă perioadă de timp, mulți ani de zile, maestrul Dan Puric a asigurat acestei organizații sediul în zona zero a capitalei, pe strada Blănari, în incinta Teatrului Rapsodia, unde și compania Dan Puric își desfășura activitatea. Aceasta și, bineînțeles, în felul acesta, oamenii noștri, bătrânii noștri, au putut să-și continue activitatea într-un mod eficient și să beneficieze de un sediu mai mult decât generos. A fost una din puținele, una din multele modalități în care maestrul Dan Puric a ajutat, a sprijinit, a impulsionat, mai ales atunci când era greu, cauza luptei pentru memoria și susținerea sub toate aspectele a celor care au luptat în rezistența împotriva comunismului. Mi-aduc aminte de asemenea de perioada aceea în care, la un moment dat, trecând la cele veșnice, fostul președinte al Asociației Foștilor Deținuți Politici, domnul Ticu Dumitrescu, și devenind președinte domnul Octav Joza, între cu spiritul de deschidere, de armonizare și de conlucrare care îl caracterizează pe domnul Joza, acesta imediat a inițiat niște întâlniri cu domnul Constantin Iulian și cu domnul Gheorghe Jijie și a început o colaborare fructuoasă, o colaborare care a rodit și care, cu ajutorul lui Dumnezeu și spre bucuria noastră a tuturor, a atenuat semnificativ trista perioadă, cele două decenii de după 1990, în care deținuții politici s-au aflat dezbinați din cauze diverse, nu are rost să stăm să le discutăm. Important este că
acești oameni au arătat că se poate colabora, că poate să existe un spirit de frățietate, că dincolo de anumite lucruri care ne deosebesc pe fiecare sau care ne fac să gândim diferit, putem găsi, mai ales atunci când situația o impune, putem găsi acele lucruri care ne unesc, acele valori în jurul cărora ne putem aduna cu toții și putem lucra împreună pentru a ne opune răului despre care vorbea și domnul Iulian, care este prezent, din păcate, în societatea noastră și iată că face ravagii la toate nivelurile vieții românești. Am să încep prin a-l lăsa să ne vorbească despre domnul Constantin Iulian pe domnul președinte al Asociației Foștilor Deținuți Politici, Octav Joza. Domnule Joza,